Sărbători fericite, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip! Ei bine, astăzi vom despacheta ce mi-a adus moșul. Sper că se vede. Ia, hai mai bine să stig lumina asta, că prea batea iurea. Așa, ia uitați ce mi-a adus moșul. E, tot nasul se vede. Mi-a adus într-un final, de fapt nu moșul, curierul, o cameră de acțiune cu care vom filma diferite chestii. Pe mag părea că are review-uri bune. Hai să o despachetăm să vedem de ce e ea în stare. Din păcate nu mai găsesc cuțitașul ăla mic, dar e bine că măcar am unghiile roase și sunt ascuțite. Bă, în principal am văzut la anunțul de pe mag că e făcut de ceva firmă care face drone. Deci nu neapărat fake-uri din China. Am văzut că are și review-uri bune. Și ce m-a motivat să cumpăr modelul ăsta de cameră e faptul că 1. Are și ecran pe față și 2. La mână am văzut review-uri, adică oameni care s-au filmat cu ea și mi s-a părut super decentă. Da, nu are calitățile unui GoPro, GoPro costă aproximativ triplu la preț, cel puțin, dar să sperăm că voi putea face treaba cu această cameră. Dacă nu o să am ocazii de vloguri, măcar știți, voi putea să filmez când mai plec în concediu pe undeva. Mi-am pus camera pe cap, pe curea și mai plec pe undeva. Hai, iese așa. Și măcar pot să filmez niște prin concedii, să nu mai stau tot timpul cu telefonul în mână să fac poze. Sau de fapt să filmez, că la poze tot voi folosi telefonul. Așa. Hai că am despachetat-o de toți banii. Ok. Hai să vedem. În primul rând ar fi camera aici care sigur ar trebui pusă la încărcat. Să vedem ce accesorii primim, că în anunț zicea că îmi dă accesoriul ăla. Hai să vedem totuși ce și cum avem noi aici. Hai, ia uite. Bam. Multe accesorii. Asta e bine. Hai să vedem ce ar fi pentru fiecare. Ok. Se pare că are telecomandă. Asta e clar. O pun la curea, probabil. Sau poate pot să o atașez dacă am vreun ham. Cred că ăsta ar fi hamul. Și am telecomanda asta și apăs să dea drumul la filmat sau să fac poze. Nu știu dacă asta e pe baterii, se încarcă. S-o scoate șurupelele astea și s-o pună o baterie. Văd eu. Încă o cutiuță. Probabil că asta e pentru s-o pun pe bicicletă, cine știe. Un cablu care cred că e USB Type-C. Ne vom uita și în manualul de instrucțiuni să vedem ce zice. Hai că despachetăm tot să se vadă. Pentru cei care nu au, nu sunt sigur dacă s-o cumpere sau nu. Așa, cred că asta ar face parte din chestia asta, da. Face parte din ea așa și se strânge cumva. Nu știu cu ce, cred că o mai fi vreun șurub. Aia cred că e s-o pun pe casca de la bicicletă, dar eu nu am bicicletă aici la București. Manualul de instrucțiuni, cred că o să-l consult de data asta. Ok, avem și manualul de instrucțiuni. Se pare că ne arată fiecare chestie și cam cum se montează. Cum se pune pe cu carcasa așa să nu se spargă, pe cască sau pe ghidonul de la bicicletă. Se pare că nu avem hamul de piept, dar se găsește, că poți să cumpăr unul de pe EMAG, nu-i problemă. Hai să vedem dacă are baterie în ea, dacă nu, s-o bag la încărcat să văd cât de bine filmează. Și aceasta este camera, am pornit-o. Deci pentru a o porni avem aici butonul de mode. Ținem apăsat și se închide. Ținem apăsat iar și se deschide. Și pentru a activa ecranul de pe față, pentru modul selfie, ținem apăsat pe săgeată jos. Și ne filmăm de aici, de pe față. Camera are și difuzor, și microfon, și putem face și fotografii cu ea. Am instalat și aplicația pentru Wi-Fi, pentru a vedea de pe telefon ce filmez cu ea. Întâi trebuie să dăm o dată săgeată jos și se activează Wi-Fi-ul și stați un pic că vă arăt acum în rest. Iar acum, hai să dau și pe filmare. Opa, așa. După cum vedeți, avem și aplicația pe telefon pentru această cameră. Pornește filmarea? A pornit, bun. Deci acum mă filmez și cu telefonul și cu camera. Mă rog, filmez ecranul telefonului și ecranul telefonului care filmează camera cum mă filmează și fac acum comparația de sunet. Probabil că telefonul a câștigat proba sunetului, dar nu este niciun bai. Urmează să vină după sărbători, după Crăciun,
să-mi vină încă o comandă cu niște microfoane de tip lavalier. E un set de două microfoane, tot așa găsit ceva ieftin. Sunt pe USB Type-C și să văd dacă funcționează să folosesc microfonul pentru cameră, dacă l-o putea conecta cu USB-ul așa, că funcționează cam pe același principiu ca și mouse-ul fără fir. Ori dacă nu o să folosesc lavaliera conectată la telefon și ții telefonul în buzunar, înregistrează audio și camera o să o țin pe piept. Da, trebuie să-mi iau și un suport de cameră pentru piept, că n-am. Am văzut prin pe bulevard aici că sunt mai multe magazine cu accesorii de biciclete și poate au și pentru cameră pentru piept, că mai sunt bicicliști, cum are Bucharest Bike Traffic, de exemplu. Și cam ce se mai poate vedea pe aici? Uite, dacă dau așa, pot să schimb de pe modul de a filma pe modul foto sau fotografie cu temporizator, cu secheau, cu cronometru. De aici deschidem și galeria. Îți dăm pe video, uite, ne apar aici videoclipurile. Asta e bine. Să treacă răceala asta furisită și o să merg pe afară să-i dau așa o probă printr-un parc, ceva, să văd cum filmează. Și cam ăsta a fost mini unboxing și tentativă de review oarecum pentru această cameră. Eu acum mă uit de pe ecranul de pe față. Bă, eu nu sunt mulțumit, știu că nu filmează precum un GoPro. Punctele ei slabe ar fi microfonul, că într-adevăr se aude un pic cam nașpa, dar urmează să iau altul. Și e cam sensibil la întuneric, deci e cam pretențioasă, mai bine spus, cu lumina, să zic așa. Dar e bună că filmează 4K 60. Și o voi folosi și pentru vloguri în viitorul care urmează. Am trepied, dar tot ce trebuie. Doar suportul ăla de piept să-l mai iau, că o să-mi fie util. Și da, mi-e un rucovine să am o cameră de-asta mică și să umblu cu trepiedul sau chiar și un selfie stick mi-ar fi util, decât să stau să țin telefonul în mână. E mai confortabil pe o durată mai lungă, plus că nu este așa în evidență o camera asta mică. Cam atât. Scrieți părerea voastră despre această cameră în comentarii. A fost câteva sute de lei doar, din fericire, cu tot cu accesorii, nu vreo 2000 cât un GoPro. Mi s-a stins ecranul, dar cred că... Ia, mai filmează? Cred că da. Da, că filmează. Deci se stinge ecranul timp ce filmează să nu consume baterie. Interesant aspect. Cam atât. Vă aștept în secțiunea comentarii și scrieți-mi ce v-a adus Moș Crăciun. Și încă un lucru pe care vreau să vi-l arăt e... De exemplu, când ne uităm la filmări, cât de bine se aude. Da, se aude cam urât, știu. Hai, gata. Da. Boxa asta se aude urât, într-adevăr. Dar pe filmare sper că nu s-a auzit la fel de urât. Hai că văd eu acum la editat. Camera, de asemenea, dacă tot am vorbit de USB, are un USB Type-C, Type-C și un HD-out. Nu știu de cât am cardul în ea, că n-am verificat. Ea e acum setată pe 4K 60 și văd că mai pot să filmez aproximativ o oră jumate. Dacă o dau pe... Hai să o dau așa să vă arăt. Deci avem aici rezoluția, da, nu se vede prea bine, îmi pare rău. Video resolution și hai să dăm, de exemplu, pe una mai mică. 1080-30 are. 1080-30 ne ține filmarea acum 5 ore 45, deci cred că e un card destul de măricel. Deci dacă vreau să filmez ceva mai lung e bine. Atât că trebuie să o blugi cu bateria de rezervă încărcată pentru că, da, nu știi când, nu știu cât de mult ține bateria aia e chestia. A, da, și de asemenea o pot folosi pe post de webcam. O încarc, o conectez la calculator cu un USB Type-C. Și funcționează pe post de webcam, atât că îmi trebuie un cablu mai lung. Aș putea să o folosesc și în mașină, dar la fel, îmi trebuie ceva să o pot încărca pentru că ni se termină bateria. N-aș ține-o non-stop totuși în priză la încărcat, că mie că poate îi scade durata de viață a bateriei în timp. Cam asta e chestia. Nu știu ce să zic cu webcam-ul. Ai, vă aștept pe voi comentarii să-mi spuneți dacă e o idee bună să o folosesc pe post de cameră și în mașină, și webcam în loc de cel pe care l-am. Vă aștept în secțiunea comentarii și mai dați-mi sfaturi la ce aș putea să o mai folosesc.